Astăzi am predat lecția O scrisoare pierdută, în cadrul cărei am folosit mijloacele tehnologiei oferite de Google. Am folosit Chromebook-urile și Gmail-ul, Drive, Forms, Google Maps. Pe Gmail elevii transmiteau răspunsurile și le corectam în același timp. Am realizat multe lecții în clasa viitorului, am implicat în proiect încă de la început. Bineînțeles că pornesc mai întâi de la niște informații teoretice pe care le pun apoi într-un document Google, în special fișele de lecție sau textul suport pe baza căruia urmează să vorbesc cu elevii. De asemenea, am folosit și Google Map pentru a identifica locul de naștere sau localitatea unde au trăit mari scriitori. În a doua parte a lecției le-am expediat alte cerințe. Chestionarul avea o serie de cerințe referitoare la comedie pentru a verifica lectura. Le dau formulare Google, îmi dau seama ușor cine a rezolvat sarcinile, cine nu. Elevii au dorit să afle unde s-a născut, de fapt, marele dramaturg și am încercat aplicația Google Maps. Cu ajutorul căreia am reușit să descoperim această localitate. Erau foarte încântați.